Bun, bă, băieți, dacă merg eu aici frumos la Lunar Client, mă duc eu la settings și punem, să zicem, un din ăsta, un clock din ăsta, efectiv, nu am somn și singurul lucru potrivit, bă, băieți, este un clip de Skywars, adică mă simt parcă ar intra un clip de Skywars așa de bine la 5 dimineața, așa că exact asta o să fac. Și că tot trebuia să filmez acest clip, o să vorbesc, bă, băieți, despre mai multe chestii. Prima chestie este că s-a dat un update la Lunar Client și practic ce au adăugat din ce văd eu, în primul rând nu au reparat FOV modul, încă e buguit, deci prima greșeală a fost făcută, adică au făcut un update și au adăugat chestii noi, dar nu au fixat chestiile care deja există. Au băgat pack display-ul ăsta foarte interesant și acum o să-l țin, vă dați seama, ca să nu mai fie nicio confuzie legată de ce texturam. Și au mai adăugat pe aici, dacă îl găsesc eu, Nick Hyder, care practic mă face U. Teoretic, dacă am foarte mulți abonați și, mă rog, înțelegeți ce face Nick Hyder, nu trebuie să vă explic, dar ideea este că mi se pare un pic nașpa că nu pot să-l customizez. Adică dacă puteam să-mi pun orice nume, era destul de mișto, dar poate să se cheme numai U, mă rog, teoretic după aia puteai să spui numele gen Huahui și era ciudat, dar în fine. Bă, băieți, hai să trecem direct la treabă și dacă ați observat titlul, probabil sunteți aici pentru serverul de Discord. Bă, băieți, stăteam așa și mă gândeam, foarte, foarte multă lume mi-a zis să-mi fac un server de Discord. Eu trăiam pe ideea că nu vreau să-mi fac și inițial ce și ziceam lumii că nu vreau să-mi fac un server de Discord. Da, m-am gândit în seara asta, mă rog, înainte să încerc să dorm, dacă pot să spun așa, adică practic pe la un 9 seara, m-am gândit, frate, hai mă să fac un server de Discord și gen nu prea vreau, dar mă gândeam că dacă o iau așa gen pe mers, o să mi se facă așa un mic chef. Că m-am gândit că e o chestie destul de utilă pentru canal și o chestie destul de mișto în general. Și bă, băieți, m-am pus eu pe creație, am făcut un server de Discord și o să aveți un link în descriere către el. Practic acolo o să puteți să vorbiți, o să putem să ne chilăm, pentru că faza este că de ce pot să vorbesc un pic cu voi despre de ce nu vreau eu să fac un server de Discord, pentru că ok. Oh, holy shit, kiddo. Nu, jur. No, ideea este că eu nu vreau să fac un server de Discord și o să trecem la, gen, o să vreau să vă zic în primul rând cel mai trist motiv ca să scap de el, pentru că 5 dimineața vibes. Ideea este că eu aveam foarte puține vizionări pe canal și mi-era că o să-l las inactiv. Și de recent mi-a bubuit oarecum canalul, mă rog, nu mi-a bubuit atât de mult, dar am început gen să cresc destul de rapid. Și din nou vă mulțumesc din nou pentru asta, este unul dintre cele mai șmechere sentimente ever, dar ideea este că acum cred că chiar ar fi cineva pe serverul de Discord. Și într-un fel m-am gândit că o să fie, după cum am zis, un lucru destul de mișto pentru comunitate și ca să fim o comunitate mai mișto și, nu știu, frate, m-am uitat eu acolo, gen, la toți prietenii mei, gen, din comunitatea YouTube. M-am uitat la serverele lor de Discord și am făcut eu așa o mică combinație între, m-am uitat ce au făcut, mamă, dar chiar nu joc bine la Skyros la 5 dimineața. Era să mă bată și tipul ăsta. Da, trebuie să ne trezim un pic game sense, urma că cred că game sense e ultimul lucru de care am nevoie acum. Adică cred că somnul e primul lucru de care am nevoie. Și de ce nu merge butonul 6? Genio. Na, trebuie să configurez din nou mouse-ul. Bă, băieți, m-am mutat din nou pe modelo pentru că vreau să fac un ultim clip cu Viper Mini. Și vreau să fac efectiv o comparație foarte detaliată între modelo și Viper Mini. Și faza este că vreau să mai joc un pic cu modelo, gen, ca să pot să fac efectiv o comparație mai accurate, gen să fi jucat cu ambele, să pot să dau verdictul. Dar fiți pe fază pentru asta, o să apară peste câteva zile. Și un alt motiv pentru care mi-am făcut serverul de Discord, chestia asta într-un fel tot se leagă de faptul că a crescut canalul. E foarte, cum să vă zic eu, băieți, YouTube, comentariile de pe YouTube sunt foarte chioambe și nu știu, e mai mișto un server de Discord. Am băgat eu acolo, băieți, niște boți, nu știu, puteți să intrați. Și o să-l urmărim aici pe tipul ăsta, sperăm că nu ne luăm backstep de la nimeni, se pare că nu. Și suntem noi versus tipul ăsta. Where the fuck are you, dude? Adică unde ești? Ok, ești aici. Și am destul de multe frame-uri cu textura asta, probabil pentru că nu are custom sky sau ceva de genul. Arată-mi de ce ești în stare. De nimic. Ok. Am înțeles treaba. Whatever. Ok. Holy shit, coaie, sunteți foarte insistenți. Ah, cred că mi-a prins hit-ul. Holy shit, deci nu cred că i-am bătut pe tipii ăștia. Nu știu, frate, cât de mult tryhard au băgat tipii ăștia. Ok, și suntem noi versus ăsta care pare destul de stacat. E bine că avem foarte, foarte multe gheppeluri și bineînțeles acum putem din nou să facem butterfly. Asta mi se pare foarte nașpa la Viper. Lipsa de butterfly, când ăsta este și avantajul mouse-ului. Deci este cu dusul și întorsul. Ok. Perfect, și tipul ăla avea strength, deci a
fost un pic close. Și acum avem armură. Ok, și suntem noi versus tipul ăsta. Unde ești exact? Nu știu ce am de puțin. Poate am 6 ciancuri, nu știu, mi se pare că se vede un pic cam puțin pentru 6 ciancuri. Poate mi se pare. În fine, hai să vedem și de ce e în stare tipul ăsta, care are level 82, deci nu știu exact cum are level relativ mare pentru cum arăți. La bagiul joined. Nu mai țin minte cine era la bagiul, pare și-a schimbat numele. Mamă, cât lag. Bine că nu e lag în meci, dar chiar a fost un pic de lag acum când am terminat. Și efectiv m-am obișnuit cum era pe Viper Mini, că v-am povestit că aveam rotisat de la mouse, gen butonul de la rotiță nu mergea și am pus gen butonul de rotiță, aka mouse 3, middle mouse, cum vrei să-i spuneți, l-am pus pe butonul de sub rotiță și efectiv a trebuit să-l pun așa la mod deloc pentru că m-am obișnuit efectiv. Și da, asta e un pic nașpa, că rotița de la modelul e destul de praf. Nu știu, băieți, rămâne de văzut pentru că sunt mai multe. Asta este gen primul model O și există model O minus și model O wireless și nu știu exact cu ce sunt diferite alea. Dar dacă au un build quality mai bun, pare o idee destul de ok. Știi, pe ăștia s-au aruncat reciproc și chiar nu-mi place faptul că am săbiuța asta praf de stone. Bă, băieți, mă uitam eu așa la clipurile mele vechi, mai ales alea, gen, știți, vă povesteam eu că mi-am schimbat microfonul, gen, frate, chiar, eu mă gândeam că AT2020 ăla era așa la mișto și că era pointless, dar chiar îmi făcea clipurile să pară mult, mult, mult mai high quality. Și o să fac cumva, bă, băieți, să-mi iau unul din nou. Ok, trebuie să băgăm gap-ul. Cred că ne-am modat aici, care sabia cu sharpness, dar i-am prins mai multe hituri. Da, băi, o să văd eu ce fac. Și pot să-mi enchantez și asta. Și am un rod, se pare că n-am, dar suntem foarte stacați. Perfect, și suntem noi versus tipul ăsta care e pe insula lui. Hai să mergem să vedem exact de ce e capabil. Așa că da, băi, o să văd gen cum se descurcă super luxul. Dar dacă nu sunt mulțumit de calitate, dacă nu e ok, o să fac eu cumva. Frate, chiar nu realizase încă o diferență atât de mare. Și uneori, gen, tot ce ai nevoie, așa, o mică introspecție, dacă pot să spun așa, gen, o mică observare. Bravo, frate. Ce faci? Nu știu ce faci, dar nu faci bine ce faci. Și, bă, băieți, cred că o să mai băgăm așa un match. Nici eu nu vreau să fac un episod foarte lung. Poate, după cum am zis, sunt și mort, dar sper că nu v-a stricat experiența la acest clip. Cred că a fost, sper să fi fost destul de ok. Bă, băieți, ne-am întors, bineînțeles, și pe grindul de duels, oarecum, adică am zis că vreau să acum că am terminat cu Terraria, adică am jucat pe Steam, efectiv, știi că ți arată ultimele două săptămâni, am făcut 40 și ceva de ore în Terraria și e foarte mult, gen, ore, nu vă gândiți că am stat idle, efectiv, jucam, farmam, filmam, băteam boș și, sincer să fiu, chiar mi s-a luat un pic și am zis că ar fi cazul să ne întoarcem un pic pe grindul de duels, așa, de un mic revival, dacă pot să spun așa. Deci ai un nume în chineză? Bine, poate ești chinez. Ok, s-ar putea ca asta să fie explicația logică. Taifeng. Ok, și avem și buții ăștia și avem și ce spiritul ăsta. Sunt... Dude, Kidou! Kidou! Ok, băieți, da, chiar nu joc bine, dar se pare că ne descurcăm cumva. Adică nu joc bine, dar știu că pot să joc mai bine. Ok, tipul ăsta are 20, deci nu o să vreau să mă lupt cu el. În schimb, o să vreau să încerc să mă urc sus până nu dă cu ceva proiectile. Ce prost sunt. Apare nu sunt prost, că m-am prins de slab. Ok. Perfect, exact ce-mi trebuia. Deci, exact ce-mi trebuia, mi-a picat din chestul ăsta. Ok, o să cădem că oricum avem gap-ul de absorption. Da, am căzut cam mult. Ok. Perfect, avem un rod și suntem practic stacați. Tipul ăsta are 19, vreau să văd ce armură are. Ok, are armură bună, deci nu o să fie idee bună să... Trebuie să-i dăm backstab. Are sabia cu fire aspect din ce văd și cum nu suntem pyro, s-ar putea să fie un mic dezavantaj pentru noi. Dar se pare că-i cam dăm bătaie. Bine, aici trebuie să avem grijă să nu ne arunce în void. Și se pare că tocmai l-am aruncat și am dat gigiten. Ce pot să spun, băieți, destul de ok. Deci cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Din nou, aveți serverul de Discord în descriere. Eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!